Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Culise. În luna decembrie, aeroportul Iași prinde aripi. Despre ce este vorba mai exact, vom afla astăzi de la domnul Cătălin Bulgariu, directorul aeroportului Iași. Domnule Bulgariu, bine ați venit la noi în emisiune. Săruna, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Știu că în această perioadă este o inflație de lucruri de făcut și tocmai de aceea vă suntem recunoscători că ați venit să ne spuneți ce se întâmplă. Avem un nou terminal? Nu-i nou, este cel mai vechi dintre terminale, dar îl punem în funcțiune pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în acești ani la Iași a făcut ca această creștere a numărului de pasageri să nu mai poată fi procesați în condiții confortabile și de aceea suntem nevoiți să repunem în circulație terminalul T1. Și de aceea, cu ajutorul, cu sprijinul companiei Blue Air, pe care îi mulțumesc public pentru această implicare, vom face zborul inaugural la Ponia Iași, îl aducem pe Moș Crăciun și inaugurăm terminalul T1. Este o inaugurare datorită nevoii de creșterea spațiilor de procesare, dar în același timp încercăm să facem și noi un eveniment în acest an centenar. De aceea am invitat Blue Air-ul să facă un zbor special cu aeronava Ferdinand. Deci aeronava Ferdinand care să simbolizeze exact ceea ce a însemnat Iașul acum 100 de ani. Și, bineînțeles, vom face un mini show aviatic cu aeronave de la iacării acrobați și de asemenea vom face iar o legătură peste timp. Acești iacări acrobați vin cu aeronave IAC 52, ultima variantă de IAC, și vom merge înainte de acest lucru la Palatul Culturii alături de un alt partener al nostru, Aerostar Bacău, unde vom dezveli IAC 17, prima aeronavă de tipul ăsta pe care a avut-o România în 1946. Această aeronavă a fost recondiționată de către cei de la Aerostar și tot pe 11 decembrie dezvelim acest avion și, bineînțeles, arătăm ce înseamnă evoluția tehnicii. Un IAC 17 a ajuns acum IAC 52, care zboară și fac frumos, să vedem cum era aviația în 1946. Intrarea este liberă? Poate veni oricine? Cum să nu? Îi invit pe toți să vină la aeroportul Iași, la terminalul T1. Vom intra la platformă, vom aștepta avionul oficial al Moș Crăciun și vom vedea acel show aviatic. Nu va fi unul așa cum îl știe lumea o zi întreagă, pentru că suntem în decembrie, condițiile meteo nu sunt cele mai prielnice pentru astfel de show-uri acrobatice aeronautice, dar vom face un astfel de spectacol și, bineînțeles, o să-l primim pe Moș Crăciun. Moș Crăciun va veni cu cadouri, în primul rând pentru copiii de la Centrul de Excelență ai Direcției pentru Protecția Copilului din Bucium, care vor veni acolo. Sunt copii deosebiți care îl vor primi pe Moș Crăciun anul acesta, care vine cu avion. Așadar, marți, 11 decembrie, de la ora 3, 15, da, ora putem 3, să venim să-l vedem pe Moș Crăciun, cu drag pe toți direct din Laponia. Da. Și, bineînțeles, la ora 12, la Palatul Culturii, ca să dezvelim acest IAC 17 din 1946, care face parte din Muzeul Tehnicii, care este adăpostit de Palatul Culturii. Vedeți, am încercat prin acest lucru și chiar mă bucur că toate aceste lucruri au venit în tandem. Deci, Blue Air, singura companie privată de aeronautică, pe lângă Taromu, compania națională, care Aerostar, o companie privată, 100% românească, ca obiect de activitate, mentenanță. Au venit toate la un loc și au făcut să iasă tocmai acest moment deosebit. Unde? La aeroportul Iași. Mă bucur să aud acest lucru, mai ales că știu că la jumătatea lunii octombrie ați mai sărbătorit ceva. Da, și vom sărbători de acum din ce în ce mai mari cifre de trafic, pentru că
Dacă în 2017, în noiembrie, atingeam 1 milion de pasageri, anul acesta în luna octombrie și anul viitor, probabil undeva în august, la sfârșitul lui august, probabil vom ajunge spre 1 milion de pasageri. Deci creșterea de trafic este una organică, este una naturală și de aceea e nevoie de investiții la Iași, pentru că Iașul are potențial de creștere și Iașul are nevoie de căi de comunicații. Nu avem încă autostrada și de aceea aeroportul este cel mai important punct pentru comunicare în ceea ce privește business, în ceea ce privește traficul pentru probleme medicale, pentru probleme culturale. Avem Sfânta Paraschiva, care e cel mai mare hram ecumenic și într-adevăr atrage turiști și la Iași, și de aceea traficul va fi în continuă creștere. Vorbim de continuă creștere chiar pe rutele care sunt. Dacă mai introducem și rute noi, atunci lucrurile vor fi. Chiar făceam analiza pe luna noiembrie și mă uitam că în 2017 încărcarea pe o aeronavă era de 112 pasageri. Pe luna noiembrie 2018 încărcarea pe aeronavă este de 125 de pasageri. Deci, vedeți, crește numărul de persoane chiar pe aceeași rută. Iar numărul de curse, acum în noiembrie, unde vorbim de cea mai mică perioadă, noiembrie, decembrie, ianuarie, sunt cele mai mici luni în traficul aeronautic. Vorbim mai ales pentru ceea ce înseamnă traficul internațional, unde reprezintă peste 75% din traficul pe Iași. Dacă anul trecut, în noiembrie, au fost 589 de curse, în noiembrie anul ăsta au fost 800 de curse. Deci deja discutăm o creștere foarte mare și gradul de încărcare este mai mare. De aceea e nevoie de investiții la Iași. La conferința Asociației Aeroporturilor din România, domnul Ciceu, David Ciceu, directorul de la Cluj, președintele asociației, spunea că toate aeroporturile din România trebuie să pregătească în următorii 10 ani să-și dubleze capacitatea de procesare. Chiar dacă acum unele dintre aeroporturi au 200-300 de mii de pasageri, cred, toate sunt în creștere, absolut toate aeroporturile, dar Iașul are cea mai mare creștere. Chiar dacă nu mai sunt creșteri de 30%, sunt sub 20%, dar sunt cele mai mari, nu numai din România, ci din toată Europa. Domnule director, cine vine la Iași? De la Iași și din Iași vin atât persoanele care merg pe ramură etnică, avem un trafic etnic către Italia foarte bogat, bineînțeles merg și se întorc românii care sunt plecați, la fel pe Spania, deși sunt mai puține curse pe Spania și nu-i la fel de voluminos. Sunt cursele foarte pline cu români care merg la Londra. Sunt traficul ecumenic pe Tel Aviv, care merge foarte, foarte bine. Și, bineînțeles, dorința mea este ca la nivelul Iașului să facem un city break, astfel încât să discutăm foarte mult și cine vine la Iași, nu doar ce curse oferim ieșenilor pentru a se conecta cu toată lumea din aeroportul Iași. Deci, trebuie să privim lucrurile și în sens invers, să facem turism către Iași, astfel încât turiștii să vină aici să plătească la hotel o noapte de cazare, să meargă la restaurant să plătească o mâncare tradițională moldovenească și, bineînțeles, să mergem în magazine și să vedem. Avem atât de multe lucruri de oferit. Iașul, din punctul ăsta de vedere, pentru un city break de 3 zile este extraordinar. Ba mai mult, avem alături, pe lângă Iași, Chișinău, Bucovina, foarte aproape, care înseamnă excursii de o zi, care ar putea, într-adevăr, să întregească nu doar un city break de 3 zile, ci ar putea face mult mai mult. Dar astea, probabil, sunt proiectele pe care aeroportul singur nu le poate realiza. Am făcut pași în acest sens, dar sperăm ca lucrurile să se concretizeze în anul 2019. Avem nevoie de acest lucru pentru că statul nu se poate descurca singur, avem nevoie și de aport privat și sper să găsiți din partea hotelierilor și a agențiilor de turism sprijinul pentru a aduce acești oameni să ne vadă orașul, să vadă regiunea și să revină. Eu sper ca primăria să se implice în acest proiect.
Spun sper pentru că am mai avut discuții de același timp care încă nu s-au concretizat, pentru că taxa de turism pe care primăria o gestionează ar putea fi organizată către un operator de management al destinației, astfel încât acest operator, această structură care să promoveze Iașul în străinătate, să fie efectiv ca o agenție de turism care să răspundă la telefoane, la agențiile de turism partenere din străinătate, și acest lucru se poate cel mai ușor face prin intermediul primăriei. De aceea, dacă într-adevăr dorește primăria să aducă turiști la Iași, ar trebui ca toate aceste lucruri să vină la o masă. Agențiile de turism, hotelierii, noi ca aeroport mai puțin, dar mă implic cu toată puterea mea, astfel încât toate aceste lucruri să se întâmple, să fim la masă, astfel încât companiile aeriene, hotelierii și cei care oferă entertainmentul celor care trebuie să vină să fie la aceeași masă, să facă un pachet, astfel încât orice agenție de turism din lumea largă să știe că la Iași, pentru suma X, ești cazat la un hotel de X stele, ai transport cu avionul și transfer de la aeroport la hotel, ai vizită de Iași, te duce acolo, dincolo și așa mai departe și îți prezintă o masă foarte frumoasă, pentru că bucătăria noastră este foarte bună, și bineînțeles un pahar de vin extraordinar, pentru că avem aici Cotnariu, care într-adevăr are un vin bun, premiat peste tot, lumea cunoaște vinul de Cotnari și atunci ar putea într-adevăr fi întregit tot pachetul. Sigur că da, există și crame mai mici în zona Iașului, există foarte Absolut. Mulți oameni care s-au orientat în momentul de față către mâncare făcută acasă, nici nu vreau să vorbim acum despre ea, pentru că Suntem este post. În post. Dar să știți că mâncarea făcută în casă acum, în această perioadă, este atât de gustoasă încât nici n-ai nevoie de carne. Așa deci este. E frumos și e frumos și postul, mai ales că în acest post al Crăciunului se mănâncă pește și atunci toate weekendurile pot fi delectate cu pește. Da. Pentru că vorbeam de mâncare, știți, este celebra varză de Cluj, iar dumneavoastră în primul semestru al anului 2018 ați deschis încă două curse către Cluj și către Timișoara. Recunosc că am fost beneficiarul recent a unei curse către Timișoara și așa de tare m-am bucurat că n-am mai trebuit să stau cu orele pentru a ajunge la respectiva destinație. Da, e foarte important. Vedeți, probabil o trebuie să ajungem 100 de ani ca să ne schimbăm un pic optica. Taromu anul acesta a schimbat optica. Până acum, toate cursele erau din toate localitățile, din toate cele 15 aeroporturi din țară, se mergea la București. Deci vrei să mergi Iași-Timișoara, te duceai Iași-București, București-Timișoara. Vrei să mergi la Craiova, te duceai la București și pe urmă la Craiova. Ei, acum au schimbat și au schimbat doar aceste curse, adică avem Iași-Cluj, Iași-Timișoara, deci am făcut un arc peste timp, de aceea spuneam că am ajuns în anul centenar să înțelegem că trebuie să unim Transilvania cu Moldova și s-au făcut aceste două curse care merg foarte bine, care au încărcare și probabil cei care ne urmăresc și care au fost la Cluj au văzut că în marea majoritate avioanele sunt pline. De foarte multe ori nu găsești bilete sau biletele deja sunt foarte scumpe pentru că cererea este foarte mare. Suntem într-o economie de piață și atunci, pe măsură ce cererea este foarte mare, bineînțeles, prețul îmi arată jocul între cerere și ofertă. De aceea, eu mulțumesc Taromului că a gândit această modalitate de a face business. Se vede și la ei faptul că sunt pe plus în primul an, după mulți ani de minus, dar acum toate aceste lucruri au creat într-adevăr cadru și pentru noi, pentru că cel mai greu a fost să mergem la Timișoara sau la Cluj. E adevărat, n-am beneficiat de ajutorul lor pentru cursa Iași-Constanța, cursa de vară, tocmai pentru că două dintre aeronave care erau folosite pentru astfel de curse sezoniere au fost puse pe rutele regulate Iași-Cluj și Iași-Timișoara. Și de aceea eu sunt foarte încântat că ei au venit și că au făcut aceste curse. Trebuie să vă spun faptul că în urma unor discuții pe care le-am avut cu niște oameni reprezentativi pentru industria creativă a Iașului, mi-au spus clar că de când Iașul este atât de bine conectat cu toate colțurile
colțurile țării, ca să spun, care, părțile care contează, le-a crescut cifra de afaceri, pentru că poți să te duci la un cost decent, să ai o întâlnire, să vii, să-ți faci treaba în ea și să trimiți un mail cu rezultatul muncii, fără să trebuiască să-ți deschizi neapărat să ai costuri cu un birou în București, un birou în Cluj. Așadar, câteva bilete de avion pot scuti resurse imense. Iar industria creativă și obiectivul meu este, în afară de platformă 2019, deci extinderea platformei pentru a putea avea și alte avioane și alte companii care vor să vină la Iași și e destul de strâmtorat locul, mai avem un proiect pentru 2019 și zona de facilitate cargo. Toate aceste industrii creative au ca produs un serviciile pe care le fac, produsele pe care le produc, sunt specifice pentru transportul aerian. Sunt valoare mare, suprafață mică. Adică ele sunt, ca să luăm un exemplu, un cablaj de calculator sau pentru mașină un cablaj, un cum se numesc astea? Un chip sau poate toate, ce ține. Toate aceste lucruri au foarte mare valoare, trebuie bine ambalate astfel încât să nu fie lovite, dar nu sunt grele. Deci au volume mari și pentru traficul pe avion este perfect. Ei așa trimit în multe lucruri, numai că trimit marfa spre București ca să fie procesat. De aceea presiunea fantastică din partea de industrie ieșene este deschiderea unei facilități cargo care să deschidă drumul către terminalul cargo. Unde ar urma să fie făcut acest Noi în a treia zi de Crăciun vom lucra, pentru că în a treia zi de Crăciun se închide termenul de depunere a ofertelor pentru masterplanul aeroportului Iași. Deci, probabil imediat în ianuarie vom semna un astfel de contract și anul viitor vom vedea într-adevăr pe planșă care sunt fazele și unde ar trebui să se afle fiecare. Până acum s-a lucrat într-o oarecare măsură pe termen scurt. S-a făcut E2-ul, care a devenit neîncăpător peste noapte. S-a făcut pista, a făcut E3-ul, a devenit neîncăpător în 2 ani de zile. Noi acum am zis, nu mai construim nimic de tipul acesta, redăm publicului T1, facem, el avea capacitatea de operare, doar era nefolosit, pentru a face acest master plan și a vedea într-adevăr fiecare element unde trebuie să fie. Proiectul mare a aeroportului din 2008, pe care s-au făcut studiile de trafic care n-au fost crezute de nimeni în 2008, că din momentul în care Iașu are o pistă flexibilă, va avea 1 milion de pasageri în 5 ani, noi l-am obținut în 2 ani jumate, și va avea 2 milioane de pasageri în 10 ani. Și vă spun că cu extinderea de platformă, 2020 s-ar putea nu, dar 2021, sigur, cu tot ceea ce avem acum aici, vom ajunge la 2 milioane de pasageri. Deci, ajungi la 2 milioane de pasageri din nou în 4 ani. Deci creșterea este atât de mare încât toată lumea trebuie să înțeleagă că ar trebui să facem un aeroport pentru măcar 2030, adică din momentul când l-ai terminat, măcar 5-6 ani să poți să fii un aeroport cu condiții europene. La momentul ăsta suntem un aeroport care în ora de vârf nu putem asigura condiții. Dacă avem un T3 care are o capacitate de 320 de pasageri pe oră și noi dimineața, în ora de vârf, avem peste 1000 în fiecare zi din acest an. De aceea dăm drumul la T1, unde avem o capacitate de 200 de pasageri, deci adunăm 200 cu 320, vor fi 520, adunăm cele 3 porți de îmbarcare care sunt acum cu cele 2 care vor fi în T1 și atunci, bineînțeles, vom putea opera 5 curse. Asta înseamnă un pic mai mică durata de procesare a pasagerilor pe o cursă, că ei se pot îmbarca, nu trebuie să se aștepte unii pe alții, că n-au pe unde trece. Și atunci, bineînțeles, vom avea un flux mai mare de pasageri, mai puține întârzieri la aeronave și atunci toată lumea este mulțumită că ajunge la destinație în timpul util. Domnule director, de când ați venit la conducerea aeroportului, care a fost provocarea pe care ați găsit-o cea mai dificilă? Multe. Acum chiar mi-e greu să le ierarhizez. Prima a fost cea de a pune ordine în planul de dezvoltare. De a vedea pe ce direcție o luăm și a stabili exact care sunt. Dar o altă provocare care e mult mai puțin vizibilă, dar care mi-a luat cel mai mult timp, a fost să vorbesc cu oameni. Sunt oameni foarte buni în aeroportul Iași, sunt oameni care știu meserie în aeroportul Iași, dar care erau dezinteresați, care au fost puși într-un cont de umbră
Și atunci oamenii nu mai aveau tragerea de inimă de a lupta pentru aeroportul Iași, de a încerca să facă. Sper că modul în care gândesc eu cultura organizațională, tot ceea ce înseamnă deciziile luate la comun, discuțiile pe care le-am avut cu membrii și din partea tehnică. Eu nu vreau să pozez în fața oamenilor ca și cum aș fi un mare specialist de aeronautică. Eu sunt economist. Aici mă pricep. Pe planul de turism, pe planul de marketing. Aici da. Dar în ceea ce privește partea de aeronave, nu mă pricep. Și atunci i-am chemat la aceeași masă, am stat cu ei, am ascultat pe fiecare, am făcut deciziile și astfel lucrurile au mers înainte. Iar oamenii din punctul ăsta de vedere sau cred eu că astăzi se simt implicați în acest lucru și îi văd parcă mult mai senini prin faptul că imediat vin cu inițiative, caută soluții, sunt anumite probleme de mai mult timp la aeroportul Iași. Ca să vă dau un exemplu. Vara ați observat că la sosiri coada este afară. Deci nu reușește în spațiu care există acolo să intre toată lumea. Am discutat, ne-am întâlnit cu ei și unul dintre angajații de la tehnic a stat de vorbă cu unul de la poliția de frontieră, au stat cu creionul pe hârtie, au desenat, au chemat firma care face banda și după anul nou, într-una din zile, vom bloca accesul pe acolo, vom face un filtru în terminalul T1 și vom remodela banda astfel încât astăzi avem 4 căsuțe de poliție de frontieră, vom avea 6. Adică mărim cu 50% fluxul de procesare a pasagerilor pe sosiri. De ce? Ca oamenii să poată ajunge cât mai repede în terminal, mai ales când vii afară și sunt 40 de grade, iar la platformă sunt 50 și ceva de grade, vii din confortul aerului condiționat din aeronavă și stai o jumătate de oră pe platformă, te bată soarele în cap, pentru că nu ai loc în ceea ce există. Și atunci mărim prin acest mod cu 50%. N-am făcut-o eu, au făcut-o ei, am pus-o pe asta, o bugetăm, o punem în practică în lunile de iarnă, astfel încât la vară să avem condiții mai bune pentru pasageri. Mi-ați ridicat mingea la filou când ați spus de bugete, pentru că voiam să vă întreb dacă banii nu ar fi o problemă. Haideți să ne ducem pe zona aceasta ipotetică. Eu nu spun acum de un nou terminal, nu vorbesc de cargo, să vorbim la nivelul aeroportului existent. Dacă banii nu ar fi o problemă, ce ați schimba? În primul și în primul rând trebuie făcut. Știți ce se întâmplă? Noi avem astăzi 3 terminale. Ce înseamnă asta? Înseamnă 3 brigăzi ale SRI-ului. Înseamnă 3 brigăzi de securitate ale aeroportului. Înseamnă 3 brigăzi ale poliției de frontieră. Înseamnă 3 brigăzi vamale care trebuie să proceseze acest lucru. Dacă ele ar fi toate la un loc, ar fi nevoie de una singură, doar cu mai multe birouri. Deci eu așa trebuie să am fiecare, pentru fiecare terminal, o nouă structură de personal. Atât aeroportul, cât și toate celelalte structuri paralele care ne ajută în procesarea activității. La fel, bineînțeles, companiile de handling care operează check-in-ul și embarcarea. Deci toate se triplează. Când ai totul la un loc, e cu totul altceva să am 6 porți de securitate la intrare în terminal, decât să am una aici, una acolo, una acolo. Sau două. E mult mai ușor să le ai toate la un loc. Deci se procesează cu mai puțini oameni și mult mai repede. Dacă eu, de exemplu, acum în T2 am o anumită perioadă liberă și în T3 foarte, eu nu am o poartă în plus. Pe când, dacă sunt așa, ei prin cele 3, prin cele 6 porți vor merge mult mai repede decât se merge acum. De aceea, elementul principal al acestui lucru este să privești toată dezvoltarea asta ca un tot unitar. Nu pe bucățele, nu e un fel de burez după ploaie. Unul mai mare, unul mai mic, unul mai rotund, unul mai pătrățos sau alte forme de genul ăsta. De aceea, pentru mine, întrebarea dumneavoastră este doar așa, cum aș face dacă n-ar fi bani? E o chestie care mă macină doar ca economist. Pentru că banii nu sunt o problemă la aeroport. Poate o să vă mirați. Din punctul ăsta de vedere, aeroportul este pe profit. Nu am acceptat anumite companii aeriene care au venit aici pe prețuri sub nivelurile noastre, sub cele care le-am făcut transparent prin AIP, prin platforma obligatorie pe care o avem noi la nivel mondial, tocmai pentru a păstra atât sănătatea financiară, cât și sănătatea modului de creștere a acestui aeroport. Sunt, și dacă vă uitați pe exemplele din România, sunt aeroporturi care au dat tarifele foarte jos doar ca să vină anumite companii. Acele companii au venit. Cum au reușit să crească un pic tarifele? Pentru că erau în pierdere cu acele tarife.
imediat companiile au plecat. Și atunci toată această creștere de trafic a murit peste noapte și de aceea și unele companii, de asta noi ne comparăm cu Timișoara, dar Timișoara, nivelul Timișoarei a scăzut. Dacă anul trecut a încheiat la 1.700.000, anul ăsta va fi undeva pe la 1.300.000-1.350.000, de asta vă spuneam că noi nu o să-i depășim, dar vom fi în ceafa lor și anul viitor cu siguranță îi depășim. Am acum în ceafa mea o pauză scurtă de publicitate, după care revenim în studio alături de domnul director al aeroportului Iași și domnul Cătălin Bulgariu.